Noul inspector general din Galați, Selena Costea, a trimis o adresă cadrelor didactice din județ prin care le invită să participe la proiectul online Numerologia, o nouă legătură între dascăl și elev. Documentul poartă antetul inspectoratului școlar. Solicitarea asociației a fost făcută pe cale oficială, a fost înregistrată la inspectoratul școlar, iar noi nu am făcut altceva decât un demers de informare. Nu promovăm activitatea Asociației Numerologilor din România. Și dacă Asociația Cititorilor în Tarot vă face un astfel de demers, îl veți disemina în școli? Nu, cu siguranță că nu. Educatorii, învățătorii și profesorii din Galați ar urma să afle cu ajutorul numerologiei în ce direcție se îndreaptă elevii ca profesie, dar și cum să-i ajute pe cei mici să-și armonizeze vibrația interioară cu cea socială. Mulți colegi din inspectorat susțin poziția șefei lor și spun că se vor înscrie la curs. Fiecare cadru didactic are libertatea să urmeze, să-și piardă vremea, dar așa, timpul, urmărind un curs care nu are nicio importanță cu școala, sau, din potrivă, să urmărească cu asiduitate, cu acribie, informațiile care pot să-l ajute în a înțelege mai bine ființa umană. Eu îmi cer scuze. Deci a fost trimis, semnat și parafat de inspectorat. Pentru că inspectoratul școlar niciodată nu a fost limitativ. A plecarea spre ezoterism a inspectoratului școlar nu este însă împărtășită și de profesori. Dascălii spun că sunt preocupați mai degrabă de campania de vaccinare. Nu văd în ce măsură ar putea să ducă la o relație mai benefică. Punctul meu de vedere, școala românească ar avea nevoie în acest moment de informare și științifică de calitate, ar avea nevoie în acest moment să-și convingă cadrele didactice cu privire la importanța vaccinării. Aș recomanda să se concentreze în primul rând pe tipul ăsta de acțiune. Reprezentanții Asociației Numerologilor din România susțin însă cu tărie virtuțile practice ale pseudoștiinței pe care o promovează. Numerologia este un instrument de autocunoaștere și îi poate îndruma. Atunci putem să maximizăm destinul nostru. Acest an este un an universal 5, un an de schimbare în care trecem de la o lume pur materialistă la o lume spirituală și atunci această inițiativă se înscrie în vibrațiile anului universal 5. Prima întâlnire a dascălilor cu numerologii urmează să aibă loc în această seară.